Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor publice din municipiul Timișoara anunță organizarea licitației deschisă cu strigare pentru valorificarea mai multor vehicule abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale municipiul Timișoara, trecute de drept în proprietatea privată a municipiului Timișoara. Ședința de licitație se va ține la punctul de lucru al Timpark, situat în municipiul Timișoara, Calea Șagului, numărul 147E, în data de 24 septembrie, ora 9. Pot participa la procedura de licitație publică cu strigare, persoanele fizice și juridice române și străine în calitate de ofertanți, potențial cumpărători ai bunurilor ce fac obiectul licitației. Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune obligatoriu cu minimum 24 de ore înaintea datei și orei de desfășurare a ședinței de licitație, cererea de înscriere, participare, dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției de licitație în valoare de 10% din prețul de pornire a licitației pentru fiecare autovehicul licitat, copie conformă cu originalul de pe actul de identitate pentru persoanele fizice române, copie conformă cu originalul de pe actul de identitate pașaport pentru persoanele fizice străine, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant obligatorii în cazul ofertanților persoane juridice, copie conformă cu originalul de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul Registrul Comerțului pentru persoanele juridice române, actul de înmatriculare al societății tradus în limba română pentru persoanele juridice străine, plata taxei de participare în valoare de 10% din prețul de pornire a licitației pentru fiecare autovehicul licitat se va efectua prin virament bancar sau mandat poștal în contul primăriei municipiului Timișoara. Data limită de depunere a acestor documente este 23 septembrie ora 9. Examinarea autovehiculelor supuse licitației va fi posibilă în perioada 16-20 septembrie, de luni până vineri, în intervalul orar 9-15, la punctul de lucru al Timpark, în baza semnării de către ofertanții a declarației privind exercitarea dreptului de a examina bunurile și de luare la cunoștință a prevederilor procedurii privind valorificarea vehiculelor abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat. Procedura de licitație deschisă cu strigare se va derula în strictă conformitate cu prevederile procedurii de valorificare a vehiculelor abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului.